Pacea Domnului, iubiți credincioși! Suntem în ziua 205 a proiectului prin care citim Sfânta Scriptură împreună. Pasajul destinat acestei zile este din Faptele Apostolilor, capitolul 23, de la versetul 12 la versetul 35. Textul acesta scoate în evidență un adevăr fundamental care ne face să ne încredem mai mult în Dumnezeu, știind că noi suntem sub supravegherea și protecția specială a Lui. În mesajul de ieri, Pavel era judecat în fața Sinedriului. Disputa a devenit atât de violentă încât comandantul roman s-a temut că Pavel va fi sfâșiat, astfel că el a ordonat trupelor sale să-l scoată cu forța pe Pavel din Sinedriu și să-l ducă în cetățuie. În acest context, Pavel era descurajat, deprimat și vulnerabil, era posomorât și trist, nesigur de viitorul lui, dar tocmai atunci Domnul Cerului și al Pământului îi face o vizită personală și îi spune versetul 11. Îndrăznește, Pavele, căci după cum ai mărturisit despre mine în Ierusalim, tot așa trebuie să mărturisești și în Roma. Și trebuie să înțelegem că acest lucru era complet în afara controlului Pavel. Era prizonier, ținut în arest, în așteptarea unui proces. Nu era liber să plece. Ideea este că dacă Pavel trebuia să ajungă la Roma, atunci Dumnezeu avea să acționeze. Observăm că Dumnezeu are un plan cu Pavel, ca acesta să mărturisească Evanghelia la Roma. Și ceea ce este în evidență din acest pasaj este faptul că planurile lui Dumnezeu nu pot fi împiedicate, chiar dacă unii încearcă să se împotrivească, așa cum citim în versetele 12 și 13. La ziua, iudeii au uneltit și s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea, până nu vor omorâ pe Pavel. Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulți de 40. Este fascinant să vezi că oricât de mult ar încerca oamenii să zădărnicească voința lui Dumnezeu, ei sunt neputincioși împotriva ei. Și în slujirea noastră, pentru Domnul Iisus Hristos, ne vom confrunta cu încercări și opoziție. Dacă Pavel, care a fost unul dintre cei mai ales slujitori ai lui Dumnezeu, a trecut prin astfel de încercări, atunci niciunul dintre noi nu este scutit. Și totuși, adesea credincioșii sunt surprinși când întâmpină încercări și opoziție în timpul slujirii lor. Înțelegerea este că Dumnezeu nu le promite nicăieri slujitorilor săi credincioși că vor fi scutiți de încercări și opoziție. De fapt, cuvântul său descrie adesea viața creștină drept o luptă, iar războiul nu este o promisiune a unei existențe line și ușoare. Deci, ori de câte ori încercați să faceți ceva pentru a sluji pe Domnul Iisus Hristos, fie că este un fel de slujire care nu iese în evidență, fie o slujire vizibilă din față, trebuie să vă așteptați ca inamicul să se opună și să încerce să vă scoată din slujire. Un alt lucru pe care îl observăm din acest text este că încercările și opoziția cu care ne confruntăm vin adesea de la cei care sunt religioși mai degrabă decât de la păgâni. Vedem că opoziția lui Pavel a venit din partea evreilor, și nu doar din partea evreilor obișnuiți care merg la sinagogă, ci și din partea liderilor evrei. Aplicația pentru noi este că nu trebuie să fim surprinși când cei mai puternici critici și oponenții ai slujirii noastre pentru Domnul Iisus Hristos vine de la cei din biserică mai degrabă decât de la cei de afară. Pentru că există mulți oameni în bisericile evanghelice care pur și simplu îl folosesc pe Dumnezeu ca acoperire pentru a sluji scopuri egoiste. Ei slujesc pentru că le place recunoașterea și laudele ce le obțin din aceasta. Ei îl urmează pe Iisus Hristos în măsura în care El le satisface nevoile. Dar la nivelul inimii, ei nu au detronat niciodată eul lor ca să-L întroneze pe Iisus Hristos ca Domn. Și aceștia sunt criticii și oponenții slujirii credincioșilor dedicați lui Dumnezeu. Deci prima lecție este că toți ne confruntăm cu încercări și opoziție în slujirea noastră pentru Domnul. De aceea, atunci când vin încercările și opoziția, trebuie să ne încredem în Dumnezeu că ne va proteja prin providența sa. Domnul Iisus Hristos însuși a promis că are grijă de aceia care se încred în El. Oamenii răi pot plănui să-i distrugă pe slujitorii lui Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu nu permite acest lucru ca parte a planului său suveran, ei nu vor reuși. Planurile lui Dumnezeu sunt mai importante decât planurile oamenilor, indiferent cât de puternici ar crede ei că sunt. Acest lucru înseamnă că una din marile binecuvântări ale vieții creștine este că noi știm că avem mâna protectoare a lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Că știm că satana nu poate să ne facă un lucru rău fără permisiunea expresă a lui Dumnezeu. Că știm că Dumnezeu este în control. Că niciun lucru nu se poate întâmpla fără un scop precis și bun în viața noastră. Putem întotdeauna să avem încredere în Domnul că va avea grijă de noi. El, Domnul Iisus Hristos, deține controlul asupra resurselor pe care nici nu ne le putem imagina.
Dumnezeu dorește să-L vezi în acțiunile, în circumstanțele vieții tale, orchestrând evenimente pentru a împlini planul Său. Așa că ne putem supune Lui și voinței Sale în timp ce El se ocupă de noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.